În urmă cu două luni, conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere spunea că lotul 3 al autostrăzii Lugoj Deva nu va fi deschis circulației decât după ce se vor rezolva cu prioritate problemele tehnice la podul peste râul Mureș. Lucrările cu pricina sunt pe ultima sută de metri, dar nu se va da drumul la circulație decât dacă sunt îndeplinite condițiile de siguranță. A venit expertiza piciorului pod nu este în regulă, pe anumite porțiuni fuge terenul, lucrări mai de proastă calitate. Trebuie să reparăm și, acest, și această problemă. Cum? Mi-e greu să vă spun. Astăzi n-am apucat să discut cu Ministrul Transporturilor, dar știu că e o prioritate pentru el să încerce să, să dea drumul la acest tronson, să vedem, poate cu limitări de viteză, cu limitări de tonaj. Să vedem ce decizie vor lua, că aici când vorbim totuși de siguranța în circulație, nu ne putem juca. Oricât, oricât ne-am dori da. să mai avem, să mai circulăm pe un anumit tronson de autostradă, nu posteri să fie, doamne ferește, un accident, nu facem așa ceva. Rămâne de văzut ce verdict vor da specialiștii din cadrul Ministerului de Transporturi, ai constructorului și ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. În cazul unui aviz favorabil, până la sfârșitul acestui an, se va da drumul la trafic, dar cu restricții de viteză și de tonaj. Dar în funcțiunea lotului 3 al autostrăzii de Valugoș, presupune timp și bani, ori actualul guvern nu are niciuna, nici alta.